Mai trebuie să mai aplaudăm pe cineva? O invităm în scenă, în aplauzele dumneavoastră, furtunoase, sper eu, pe Alina Cipoieru! Cred că Andy vrea să nu mai câștige bani și să-i furme seria de mă cheamă de atâtea ori pe scenă. În continuare, o grădiniță foarte dragă mie, grădinița Edi Ami. Lucrăm de la începutul carierei mele de profesor coregraf și mă leagă o prietenie foarte strânsă și cu copiii și cu personalul acestei grădinițe. Invit în scenă copiii de la grădinița Edi Ami și mulțumesc educatoarei Alina și doamnei director Diana pentru tot ce fac pentru acești copii la grădinița. Grădinița Edi Ami și Alina Cipoieru, un coregraf extraordinar. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi, mulțumim că sunteți în public, că sunteți oameni care apreciază dansul, care apreciază muzica, care apreciază până la urmă tot ceea ce înseamnă bucuria unui copil. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
dar întâi de toate, din nou, Alina Cimpoieru, dans! Cel mai mândră, cel mai tare. Vreau să-ți fac locurna, să te duc sus pe muntele Ados, să te acute păcate avea, să ne cunoare puterea ca Fados. E haos, că știu că filmul are un final real. Regizorul sunt eu, pierzi rolul principal. Ai fost vedeta mea, o strategie mare. Și mai fă și cumva, face jurnă să fa. Ai fost vedeta mea, o strategie mare. Dar are cineva și ți-a fost strategie. Am vrut să-ți pictez și tipul, dar tu vrei să pare în imagini și alea să fie pe primele pagini. Îți-a oferit o casă, o viață fără discuri, dar nu m-am gândit că de fapt tu vrei o viață ca să ne chisă. Și erai seama mea și pe lângă tine chiar de plâng. Erai atât de sare că te puteam chema tot ce-a vrut. Și am să spun cuiva să-ți dreag cumva de știre, să le găsim pe astăzi. Ai fost vedeta mea, o strategie mare. Și mai vrăși cumva, cu aceeași vreau să par. Ai fost vedeta mea, o strategie mare. Dar alegi cineva și ți-a strategie. Ai fost vedeta mea, o strategie mare. Și mai vrăși cumva, cu aceeași vreau să par. Ce mai avem? Calameteo. Calameteo, bine. Apoi voi lansa din nou provocare, tot pentru doamna din rândul 3. De data aceasta, o piesă minunată de-a lui Dan Spătaru, așa de primăvară. Dar înainte de asta, Calameteo, Alina Cimpoieru! Dinăuntru spune mai vezi o rază de soare sau e norat deja. Un fel de rani emoționale, cu stare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaie, începe telenovela. Mami sună o periana să ne împrumut pe ambă fără. Nu-mi sătura de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau
vreau să plec. Oriunde pe acest pământ, la la la. La vreme instabilă între noi, la la la. E furtuna între noi, e furtuna iar. De asta îndrept tot ca un lunar. De mintii ca meteor, o sexuare de curvă pior. Între noi, e furtuna iar. De asta îndrept tot ca un lunar. Fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Fazele nostru e ascuns după noi, e plin de sunete, fulgere și fior. Nu nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Fazele nostru e ascuns după noi, e plin de sunete, fulgere și fior. Își iau și copilașii medaliile pentru că le merită și doamnă